Spuneți-ne cam ce lucrări i-ați făcut, al câtelea an de rod este, cât de profitabil este pentru cineva care dorește să-și înființeze o plantație acest soi? Dă profitabil, dacă o luăm cu profitabilul, aproape toată pomicultura și legumicultura românească nu e profitabilă, fiindcă 85% din legumele și fructele care le mâncăm vin din import la prețuri de dumping și nimeni nu ne poate proteja, nu ne poate. Nu vor, că dacă au venituri și privilegii așa de mari, ce să mai gândească la țăranul român, că toată zona de deal e părăsită, plină de tufe, de mărăcini, plină de animale sălbatice care devastează tot. Și dar dacă ne gândim la cum să zic, la calitatea prunelor și la cum arată ele, nu numai calitatea prunelor, că trebuie să aibă mai multe însușiri favorabile, să fie și tehnologic bune. Dacă soiul al treilea de acolo, care mi-a făcut doar câteva prune și mai sunt și bolnavi, uitați acesta ce sănătos, ce uniform distribuite în coroană, în aceleași condiții, stropite în acela zi, cu aceea și asta, cu un minim de tehnologie. Nu vedeți că am iarbă pe jos, am frezat în primăvară,